Bună ziua, bun găsit tuturor. Au fost percheziții în cursul zilei de ieri la mai mulți apropiați ai fostului ministru al finanțelor, Darius Vâlcov, după ce procurorii au primit informații potrivit cărora fostul membru al executivului și-ar fi investit o parte din banii pe care îi obținuse pe căi nelegale, bănuiesc procurorii, în astfel de opere de artă, deși nu era cunoscut ca un iubitor al artei, intenționa însă să obțină profit de pe urma acestor investiții. Susțin surse judiciare că urma ca Darius Vâlcov să deschidă o galerie de artă în București și eventual să vândă aceste opere pe care le achiziționase de la mai multe case de licitații în ultimele luni. Totodată susțin surse judiciare, Darius Vâlcov deja își închiriase un spațiu undeva în capitală unde intenționa să deschidă această galerie de artă, însă intențiile lui Darius Vâlcov au fost stopate, să spunem așa, de ancheta demarată de Direcția Națională Anticorupție pe numele său, așadar nu au mai continuat lucrările de amenajare a respectivului spațiu și mai mult decât atât, Darius Vâlcov a decis să ascundă aceste opere de artă. Au fost mutate la mai mulți apropiați ai acestuia, iar respectivele tablouri, susțin surse judiciare, erau ascunse în spatele unor pereți falși sau chiar sub pat au găsit procurorii anticorupție însoțiți de polițiști astfel de lucrări de artă. Urmează ca toate să fie analizate de specialiști, expertizate și să se stabilească și valoarea acestor lucrări. Oricum, surse judiciare susțin că dacă semnăturile de pe respectivele tablouri sunt într-adevăr ale pictorilor Pablo Picasso sau Nicolae Grigorescu, e clar că unele dintre ele valorează peste 100.000 de euro. Rămâne însă de văzut ce se va stabili în urma analizării obiectelor găsite în cursul zilei de ieri la percheziții. Oricum, nu sunt primele obiecte de artă găsite în această anchetă. Vă reamintesc că celebrul seif ascuns de Darius Vâlcov la un coleg deputat, ulterior mutat la fidii deputatului, în care procurorii au găsit sume de bani, 3 lingouri de aur, dar și 3 tablouri, unul dintre ele semnat Auguste Renoir și evaluat la peste 100.000 de euro.